Am revenit, suntem în direct. Sergiu Jităreanu, director executiv Centru Județean Apia Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit în jurnal, domnule director. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. În această, cu mare drag, în această perioadă se desfășoară campania de depuneri pentru cererile unice de plată, o campanie care a început la începutul lunii martie. În ce etapă se află și câte cereri au fost depuse până acum? Așa este, campania a demarat la 1 martie și se va finaliza la data de 15 mai. Până în acest moment, în cele 9 puncte de lucru din județul nostru, am preluat peste 8300 de cereri, ceea ce reprezintă cam 36% din totalul celor 22.500 câte am avut în plată pe campania anterioară, anul 2018. După această campanie, ce urmează? După campania, deci după data de 15 mai, începând exact cu data de 16 mai, vom demara controlul administrativ, adică se vor elimina toate erorile care s-au stricurat pe parcursul campaniei de depunere a cererii, tot ce înseamnă suprapunere între parcele și supradeclarări. Odată finalizat acest control administrativ, se va face o selecție a celor care vor fi verificați, vor fi controlați pe teren. Această selecție se realizează la aparatul central. Există un departament specializat, direct în subordinea directorului general, care eșantionează minim 5% din fiecare schemă de plată. Se transmite către județe și se efectuează controlul în teren. Ce sunt aceste cereri unice de plată și care sunt criteriile pentru ca fermierii să depună aceste cereri? Cereri unice de plată cuprind toate formele de sprijin. Se depune o singură cerere, indiferent dacă fermierul respectiv lucrează în domeniul vegetal sau zootehnic, sau chiar dacă exploatează, să spunem, suprafețe de teren în mai multe OAT-uri, în mai multe localități, sau chiar în mai multe județe ale țării, se depune o singură cerere de plată, este o cerere unică. Această cerere unică, a spus, parcurge prima dată controlul administrativ, este supusă controlului pe teren de eșantionării, urmând ca, începând cu data de 16 octombrie, ne propunem și anul acesta, să demarăm o campanie de plată în avans. Este perioada când fermierii au o mare nevoie de bani pentru a înființa culturile de toamnă. Așa, am înțeles. Iar banii propriu ziși, când vor intra în conturile fermierilor? Conform regulamentului european după care funcționăm, prima zi de plată este 1 decembrie anului în curs și finalul campaniei de plată se găsește pe 30 iunie anul următor. Adică pentru cererile care se depun, cererile unice de plată care se depun acum, în această perioadă, 1 decembrie 2019, 30 iunie 2020. Dar, cum spuneam, România, ca stat membru, a cerut anual Comisiei Europene și a obținut o derogare pentru a veni în sprijinul fermierilor să facem o plată în avans, plată în avans care a costat în anii anteriori 70% din suma care se cuvine din Fondul European de Garantare Agricole, din FEGA, și 80% din măsurile de dezvoltare rurală, din Fondul FEADER. Să înțelegem că acești bani, adică cei mai mulți dintre acești bani, provin de la Uniunea Europeană. Sigur că da. Cei mai mulți bani provin de la bugetul comunitar. Avem și câteva forme de sprijin de la bugetul național. Dacă vorbim de strict de cererea unică de plată, avem acele ajutoare naționale tranzitorii, care sunt ajutoare naționale tranzitorii atât în sectorul vegetal, cât și în sectorul zootehnic. Primul an în care au început să fie depuse aceste cereri este 2007. Vă mai amintiți care a fost situația atunci? De fapt, o putem compara cu anul trecut? Da, primul an de cerere, așa este, a fost anul 2007. Eram la început, când s-au primit primele cereri. Acestea, la nivelul județului nostru, au fost la acea vreme de aproximativ 42.000 de cereri, un număr mult mai mare de cereri, care totalizau o suprafață totală de teren solicitată la plată de aproximativ 240.000 de hectare. Dinamica este una pozitivă, în sensul că anual s-a diminuat numărul de cereri și a crescut suprafața.
e important sau foarte important că a crescut suprafața, pentru că plata pe această schemă se face pe unitatea de suprafață și nu pe numărul de cere. Iar explicația care ar fi? Astfel că am ajuns în anul 2018, m-ați întrebat, la aproximativ 22.500 de cere, cu peste 260.000 de hectare solicitate la plată. Explicația este, constă în faptul că micii fermieri, în vârstă de regulă, cedează terenul, îl arendează către societățile agricole, asociații, societăți care practică o agricultură modernă, o agricultură durabilă, care au utilaje și pot practica, cum spuneam, o agricultură care să concureze pe cea din piața comunitară. Aș vrea să ne explicați și să ne povestiți despre controlele efectuate de APIA, cum se desfășoară acestea și în ce perioadă? Sunt două tipuri de control. Se efectuează un control clasic pe teren, când mai multe echipe formate din doi inspectori se deplasează la fața locului și verifică în teren dacă cele declarate de fermier în perioada de punere, cum ar fi acum, concordă cu realitatea. Dacă datele sunt aceleași, în sensul, dacă suprafața corespunde cultura pe care o declară. Și toate neregulile, dacă sunt, dacă se înregistrează, sunt notate și ele produc efecte. Pot să ajungă la sancțiuni minore până la excluderea la plată a fermierului respectiv sau chiar să pot constitui sancțiuni multianuale. Din experiență, multe neregule au fost constatate? Vreau să vă explic când. Dacă diferența dintre suprafața determinată, cea în teren și cea declarată, este mai mică de 3% sau 2 hectare, nu se aplică sancțiuni. Dacă diferența dintre cele două suprafețe este cuprinsă între 3%, dar până în 20%, se aplică sancțiuni pentru anul în curs. Se depășește 20%, până la 50% este exclus total la plată pe respectivul an, iar când procentul este de peste jumătate, de peste 50%, atunci, spuneam, se constituie sancțiuni multianuale care trebuiesc recuperate de la respectivii fermieri. Nu este un fenomen, vă răspund la întrebarea adresată anterior, nu este un fenomen de masă, cel puțin la județul Iași nu ne confruntăm cu mari probleme. Au fost la început, în primii ani, în special cu micii fermieri, când găseam suprafețe nelucrate, suprafețe abandonate, care erau solicitate la plată, dar spuneam, aceste suprafețe, în mare parte, au migrat către societăți, către asociații agricole și acum terenurile sunt lucrate, efectiv, nu mai găsim situații de genul ăsta. Aș vrea să ne întoarcem la campania de depunere a dosarelor. Dosarul ce trebuie să includă? Dosarul trebuie să includă, în primul rând, o adeverință. Adeverință eliberată de primăria, pe teritoriul căruia se află terenul pe care fermierul îl exploatează. De ce accentuez îl exploatează? Că nu trebuie să fii proprietar de teren. Aceste forme de sprijin, aceste subvenții, nu se acordă proprietarul de teren, ci se acordă celor care muncesc terenul, cei care exploatează terenul. Pe lângă acea adeverință, care trebuie să fie conformă cu registrul agricol, fermierul trebuie să mai prezinte un cont bancar activ, o copie după buletin, dacă este persoană fizică, sau certificatul de înregistrare la registrul comerțului, în care se rezulte care activitate principală agricultura, și să digitizeze, să-și în programul IPA online, avem un program al nostru, sistemul de identificare a parcelelor agricole, fermierii trebuie să-și digitizeze parcelele, să-și bifeze culturile pe care urmează să le înființeze. Cererea se poate închide numai în cadrul centrelor locale sau, după caz, județene, în prezența funcționarului APIA. Atunci sunt și verificate. Atunci sunt și verificate, tocmai pentru a elimina erorile pe care se pot strecura în programul pe care se depune cererea. Este obligatoriu să se depune pe o parolă care o are doar funcționarul APIA. Vreau să fac precizarea că sunt două categorii de fermieri. Fermierii care exploatează suprafețe mai mici de 50 de hectare se adresează celor 8 centre locale pe care le avem în teritoriu. Acestea sunt, bineînțeles, unul municipiu Iași, cu comunele arondate din jurul municipiului, Pașcani, avem Târgu Frumos, Hârlău, Vlădeni, Răducăneni, Țibănești și Scânteia.
Iar fermierii care dețin, care exploatează suprafețe mai mari de 50 de hectare, se adresează, depun cererea la centrul județean din strada Dumbrava Roșie. Vă așteptați la un număr mai mic de cereri? Păi, observăm un că de la an la an scade acest număr. Cred că o să scădem, media a fost de 1000 până la 1500, dar foarte important este ca suprafețele să nu scadă. Chiar sperăm să creadă, să mai crească suprafețele pentru a aduce fonduri suplimentare în județul nostru. Dacă vorbim de culturi, cele mai mari subvenții, pentru ce culturi se oferă? Fiecare stat membru își stabilește niște priorități și atât în sectorul vegetal cât și în sectorul zootehnic se aleg o serie de culturi la care se acordă sprijin cuplat. Deci pe lângă celelalte forme care nu le-am amintit, dar o să le trecem în revistă imediat, mai primesc fonduri suplimentare și avem în cadrul sectorului vegetal cultura de soia. Soia care este o leguminoasă anuală care face foarte bine solului, îmbrățește structura solului, aduce un aport de azot prin simbioză pe care o face cu o bacterie, deci plătește o sumă suplimentară. Condiția este ca respectivul fermier care accesează sprijinul cuplat să predea o anumită cantitate de producție la un prim procesator. Celelalte forme de sprijin nu sunt condiționate de producție. Numai culturile care primesc sume suplimentare, care sunt cu sprijin cuplat. Tot la sprijin cuplat mai avem și mazărea, tot o leguminoasă anuală, o leguminoasă mult anuală, avem lucerna, care de asemenea primește un sprijin cuplat și cred că cea mai mare la noi, în județ sau în zona Moldovei, cea mai mare subvenție o primește sfecla pentru zahăr, care pe lângă sprijinul ăsta cuplat mai are un ajutor național tranzitoriu și un ajutor separat pentru zahăr, ajungând undeva, dacă nu greșesc, la 800 de euro pe hectar o cultivat de sfeclă. Și se cultivă multă sfeclă de zahăr, dat fiind faptul că și subvenția este mai mare? Nu, este o cultură controlată. Uh-huh. Avem o cotă. În România nu se poate cultiva aotic acest tip de cultură. Nu am date la mine ca să vă spun la nivelul județului. Dar cel mai mult ce se cultivă? La nivelul județului, care este suprafața exactă cu sfeclă. Se poate emite un comunicat de presă către redacția dumneavoastră dacă vă interesa lucrul ăsta. Dar cel mai mult, cele mai dese culturi? Culturile obișnuite, să spunem. Din grupa cerealelor, bineînțeles, porumbul, cultura românului, grâul, orzul, ovăzul. Avem culturi de floarea soarelui, soia, care am mai pomenit-o și în gradul sprijinului cuplat, asolamente obișnuite, nu? Rapița este o cultură care a intervenit în ultimul timp în asolamentele din județul nostru. Este o cultură care prezintă un anumit risc. Depinde de iarnă, de gerurile care sunt în iarnă și de grosimea stratului de zăpadă. De la an la an, valoarea subvențiilor a mai crescut sau se menține constantă? Nu, ea crește an de an. Este alocat un anumită valoare de fonduri, atât din bugetul național, cât și din bugetul comunitar. Anul trecut ea s-a ridicat undeva la în jur de 190 de euro. Pentru anul următor abia primim cererile, nu știm că se va face pe bază de hotărâre de guvern și să vom vedea care va fi valoarea exactă. Și spuneam, diferă dacă fermierul respectiv adoptă să cultive și plante în sprijin cuplat, dacă se află într-o zonă cu constrângeri naturale, unde nu sunt tocmai cele mai bune condiții pentru desfășurarea activității agricole, să mai primește o plată suplimentară. Avem astfel de zone în județul Iași? Avem și noi câteva zone, sunt comunele de pe Valea Prutului, începând de la Ungheni, Prisăcani, coborând spre Vaslui, sunt defavorizate, adică sunt comune cu un sol cu o fertilitate mai scăzută și cu care deficit chiar și de precipitații și au fost clasificate în PNRR ca și comune defavorizate. Deci comune în care dacă îți desfășori activitatea, primești o plată suplimentară cu condiția să te angajezi ca timp de 5 ani de zile vei continua această activitate. În afară de această campanie, care sunt activitățile prioritare pentru APIA Iași?
Activitățile APIR sunt multiple. Vă spun, la nivelul total avem peste 100 de forme de sprijin. Mai desfășurăm o altă campanie în această perioadă, este vizarea carnetelor pentru rentieri. Acele persoane care au deținut până în 10 hectare de teren extravilan și au hotărât să-l înstrăineze, să-l vândă sau să-l arendeze, primesc o sumă de bani numită rentă viageră până la finalul vieții. Din păcate, după aderarea la Comunitatea Europeană, această formă de sprijin a fost considerată neconformă și nu s-au mai făcut dosare noi, au rămas doar cei în plată. Cei care au înstrăinat, care au vândut, primesc 100 de euro pe hectarul înstrăinat, cei care au arendat, 50 de euro pe hectarul arendat. Important este să fac referire și la campania de cereri unice că noi am notificat, am trimis invitații la toți beneficiarii pe care i-am avut în baza de date în campania anterioară și am încercat să facem o programare, o ordine, rugându-i, deci invitându-i pe fiecare din beneficiarii noștri să se prezinte la o anumită dată, la o anumită oră și la funcționarul care se ocupă de cererea dumnealui. S-a respectat această programare? Astfel încât să creăm un flux cât mai bun la depunerea cererilor. Avem un procent de realizare a programărilor de 102%. Adică, foarte tare, da. Adică am reușit să-i convingem și au venit chiar și 2% în plus față de cei așa pe care... Așa ați scăpat de cost? Da, păi tocmai și pentru funcționar. Este mai ușor să nu lucreze sub presiune și pentru fermieri să nu stea foarte mult timp la centrul nostru local sau județean și scopul nostru este să preluăm cereri cât mai corecte, cu date cât mai clare, pentru a avea o finalitate cât mai bună, adică să aceste plăți să ajungă cât mai repede la fermieri. Cu cât apar mai multe erori, cu atât aceste plăți se întârzică, trebuie să făcute clarificări. Așa este. Spuneați ceva mai devreme de 100 de forme de sprijin. Cele mai importante dintre ele? Păi, cea mai importantă dintre ele este cea de care discutăm acum. Campania aceasta, spus, da, exact. Care, la rândul ei, cuprinde multe forme de sprijin. Spuneam, avem plata pe unitate de suprafață SAPS, urmează plata redistributivă. Această plată este gândită în ideea de a încuraja comasarea terenurilor. Aici sunt două praguri. Plata redistributivă între 1 și 5 hectare se acordă o subvenție suplimentară de 5 euro și între 5 și 30 de hectare o plată suplimentară de aproximativ 50 de euro. Valorile pe care le spun fac referire la campania 2018, campania curentă pe care am plătit-o. Mai avem schema pentru bune practici agricole și de mediu. Aici trebuie să se păstreze înverzirea, nu se diminuează suprafețele cu pășune. Cei care dețin terenuri arabile trebuie să asigure o diversificare, adică să cultive un număr mai mare de culturi pentru a crea în limbajul nostru al specialiștilor asolamentul. Monoculturile, cultură porumb după porumb sau grâu după grâu, duce la scăderea producțiilor. Și această valoare acestei scheme de sprijin a fost tot în jur de 50 de euro. Mai avem o schemă de sprijin pentru tinerii fermieri. Așa. Tinerii fermieri care au vârsta de până în 40 de ani și se instalează ca șef de exploatații, în primii 5 ani de zile primesc pe primele 60 de hectare o plată suplimentară față de ceilalți fermieri, tocmai pentru a-i sprijini de a intra pe piața respectivă. Apropo de tineri, mulți doritori care vor să aplice pentru acest program? Sunt pe toate categoriile, și în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic. Iarăși nu vreau să avansez niște cifre care să nu concorde cu realitatea. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Vă mulțumim mult pentru informațiile oferite și vă așteptăm și cu alte noutăți. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag, doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.